Da, și am ajuns în centrul districtului aici, la satul la Andrei Mureșanu, cel care a scris imnul României, deșteptul de române, aici, la Spartanii, la primăria districtului, Andrei Mureșanu, 1816-1863, poet al Revoluției, al Luminii Naționale. Da, stăm aici, stă cu pungi după mine, thank you, dar stăm în centru. Am zis să plec pe la rută de Transilvanica, aici, fața bisericii Sfântul Mihail, asta mare, aici e piatra, zic așa, centrală de Transilvanica. Da. Deci vom pleca spre nord, spre Dorolia, un nou traseu, mai nou, am înțeles, al doilea opționat. Da. Bine, bine, din partea asta sau din partea Havardam, dar aici pentru districtei, oricum. Și încolo sunt gălete, complexul, și noi să mergem pe tot centrală. Dacă hai cu noi, Doamne, ajută-ne la drum, Dumnezeu înainte, și dăm la drumul tău să cer cu Dumnezeu. Amin, Mat 22, suntem în iunie 3, a venit vara. Am uitat să precizez că eu inaugurez Via Transilvanica înainte să fie inaugurată. Inaugurarea este pe 11 iunie, nu știu. Așa că toți cei care doriți, haideți, nu știu unde emisiți, căutați pe net, acolo pe lângă dealul Cocoșului, cel de genul. Căutați pe internet și vă zice el. Așa că, moșii, drume bune pe Via Transilvanica. Haideți, visitați Transilvania, cea mai faină țară din lume, forever!